Maica Domnului s-a făcut scară între pământ și cer. Prin Maica Domnului s-a pogorât la noi Făcătorul la toate. Din prea curatul ei trup și-a luat trup Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De aceea, întotdeauna trebuie să înțelegem că Dumnezeu îi binecuvântează și îi umple de har pe cei smeriți, pe cei credincioși, pe cei rugători. Deoarece dumnezeiștii părinți nu au căutat să placă celor din lumea aceasta, ci au căutat mai întâi de toate să fie bine plăcuți și credincioși lui Dumnezeu. De acești oameni drepți și verticali avem nevoie și noi în aceste vremuri tulburi de încercare, de astfel de oameni care nu se rușinează să fie stigmatizați și să fie prigoniți pentru modul lor de viață creștin, pentru viața lor creștină și pentru crezul lor. De acești oameni avem nevoie, care nu caută să placă lumii, ci caută să placă lui Dumnezeu. De acești oameni avem nevoie, care nu caută succesul acestei lumi, ci caută să fie în comuniune de rugăciune cu Dumnezeu, să facă voia Lui și să împlinească poruncile sale.